Când faci o evaluare a managementului, așa, unui spital, acolo sunt foarte multe criterii și foarte multe aspecte care, din păcate, nu sunt, nu sunt, deci managerul nu are posibilitatea să țină în mână aceste lucruri. Este vorba de legislație, este vorba de codul muncii, este vorba de contractul colectiv de muncă, adică o serie de aspecte care, de exemplu, managerul nu are posibilitatea ca să pedepsească, de exemplu, să pedepsească, să desfacă contractul de muncă a unui medic care nu își face treaba. Deci nu, legal nu am această posibilitate. În străinătate, acolo contractul este individual, nu este un contract colectiv și este pentru o perioadă determinată. Aici este pentru o perioadă nedeterminată. Deci ai ajuns în spital, atunci când la pensie stai acolo în spital. Indiferent că ești bun sau nu ești bun. Deci nu există criteriu de calitate. Deci noi vorbim de calitatea actului managerial și, mă rog, indicator de calitate și de performanță și financiar și contabil. Atunci când, de fapt, nu avem, noi nu avem baza de plecare. Deci vorbim de finanțe atunci când bugetul este așa cum este. Vorbim de calitatea actului medical atunci când nu ai posibilitatea ca să concediezi și să angajezi alt medic. Să oferi ceva altui medic care, știu eu, convingi din București să vină în Botoșani. Că îi dai dublu salariului decât la București. Că este un element bun. Și atunci ce facem? Atunci noi vorbim numai de